avem parte de muzică frumoasă aici în platoul de la Prima Oră, pentru că astăzi dimineață Marina Dumbrăveanu este acompaniată de instrumentaliștii Victor Dumbrăveanu și Eugen Straist-Burlac. Haideți să-i ascultăm! Dar bine că este țuica, la 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 la, mi-ai găsit eu altă puică, la 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 la. Bravo! Muzică vine în platoul nostru la Prima Oră. Azi dimineață vă rugăm să luați loc aici în fotoliu și pe canapea. În dimineața asta, alături de noi, Marina și Victor Dumbrăveanu, același nume, soț și soție, bineînțeles, și Eugen Straist-Burlac. Bine ați venit la noi! Bună dimineața! Vă mulțumim! Fiecare, de altfel, sunteți foarte ocupați în cererea muzicii. Marina, ați luat lecții de la decanto de la însuși Ioan Paulencu, maestrul Ioan Paulencu. Da. Eugen este implicat periodic și în orchestra fraților Advahov. Lucrez din ultimele informații. Lucrez din 2003. Deci nu e periodic, e constant. Nu e periodic, e constant. Și nu e cobz acolo. E nu, e nu e cobz, cânt la gitară. Iar Victor, aici trebuie să... Să trăiți, să vă dăm onorurile, da? Pentru că sunteți partea orchestrei carabinierilor. Da, cânt în orchestra unității militare 1001 de la departamentul trupelor de carabinieri, la saxofon, în orchestra unității. Aici e fluier la brâu, am văzut că aveți prins o ocarină. Da. Saxofon, ce alte instrumente de suflat? La clarinetă m-am învățat, caval. Așa, ele sunt erudite, sunt dintr-o... familie. Se zvonește că voi doi, Marina și Victor, v-ați cunoscut în cadrul crânguței de iederă Mariei Iliuț. Da, ea a fost, să zicem așa, cea care ne-a început povestea noastră de dragoste, dacă pot să zic așa. Și de familie, ne-am întâlnit și muzicală. Acolo. Da, da, a fost. Ea cânta în ansamblu, eu eram angajat, acompaniator la acest ansamblu. Da, facem a doua facultate, adică pe lângă facultatea de bază matematică și informatică, facem, activam și în cadrul facultății de arte al Universității de Stat, în ansamblul Doamnei Mariei Iliuț.
Și deci acolo ne-am cunoscut. Cum ați ajuns să cântați în formula asta? Păi Eugen e vărul vostru? Nu, nu, Eugen... Să motivăm cum? A fost coleg de la colegiul Ștefan Neadea și... Practic la o petrecere, la o nuntă de argint, am cântat la o nuntă și părinții la acești miri ne-au rugat să le cântăm la o nuntă de argint. Și ne-am gândit... S-a organizat nunta în curte, în curtea casei. Și ne-am gândit de ce n-ar fi ceva așa folcloric, fiindcă oamenii sunt plictiți de box, aparataj. Da. Și ne-am dus așa la urechea omului și am cântat Cobză, Fluier, Cavalul, Carina și... Și de atunci și lumea a rămas extraordinar de surprinsă, plăcut, fiindcă mai rar se cântă așa, deci mai mult se duc cu aparataj, acolo unde e multă gălăgie, mă rog, e tot bine. Probabil a fost bine și așa. Să zic eu, amplificați dragostea asta pentru muzică în stare pură. Aveți nevoie de mai mulți membri ai acestei echipe, care ulterior s-ar putea să aibă nevoie și de un nume chiar. V-ați gândit? E posibil și o idee, adică un ansamblu folcloric pe viitor, ca idee, așa, cu contrabas, cu vioară, cu... Țambal. Țambal, da? Dacă nu e un mic tara, dar așa, gen folcloric, tot e o idee bună. Eu n-am înțeles, e o diferență, taraf și ansamblu folcloric? Da, păi este. Cum da, să facem deosebirea cei care n-au învățat la arte? Un taraf, putem să-l spunem cu un țambal, cu... un mic tarav, dar cum o orchestră mai mare... Două, trei viori, mai da, mulți suflători, adică merge ca un mini-orchestră. Dar cum când sunt mulți vioriști, suflători, e o orchestră. Aveți nevoie de vioară în această mini-orchestră voastră? Dacă să luăm pe viitor ca un concept de ansamblu folcloric mai mare... Credeți în rezistența muzicii folclorice? Numai da, decât. Numai decât. Da. Este, a fost, este și va fi. Cred că lumea iubește folclorul nostru, fiindcă este frumos, aduce pozitivism. Deci, și chiar dacă observăm la petreceri, când cânti, de obicei fiecare din noi străduie să fie în pas cu unele piese, da? Pe la petreceri, de astea noi, din repertoriul artiștilor, oricum, când cânti o piesă, Căsuța veche, noastră, da, Sanie cu zurgălei, astea sunt piese care au fost și o să fie încă sute de ani. Deci nu există, să zic așa, vârstă care anume să iubească aceste piese. Se întorc la fel și... Sunt niște moșteniri vârnicii, de strămoși care de exemplu, de la o nuntă și privesc cu admirație și ascultă și aplaudă. Eugen, cum este primită Cobza? Hai că Cobza, fluierul și microfonul sunt niște instrumente populare la noi în țară. Cobza, cum este primită? Să vă spun, foarte puțin cunosc instrumentul deja cu mult mai mult din 96 de când cânt la acest instrument. La început am activat la vioară, adică am început la vioară, după aia am trecut la Cobza. Cam foarte puțin cunoșteau instrumentul. Ca denumire, ca formă, toți îi spun ba un rusist, ba o balalaică, ba altfel, ba mandolină. Îmi pare rău că nu este promovat în publicul larg, dar totuși în mai restrâns, în grupurile folclorice, în România nici nu se mai discută, cunoaște fiecare copil ce înseamnă instrumentul Cobza. Da, nu accept formula modernistă a Cobzii. Este o formulă avansată pentru a fi... Există o Cobza cu facelift? Da, lăută. Lăută veche, la care cântă Victor Botnaru, prezentanții Moldovei, adică Republicii Moldova în Cobza, Victor Botnaru, Marin Ganciu, activează la AMTAP la noi, la Academie, ca concertmaster și profesor de Cobza... Academie de muzică și arte plastice, AMTAP. Da, să vorbesc când am patrie așa un pic. La noi, totuși, la colegiul Ștefan Neaga și la conservator, s-a învățat Cobza ca instrument în formula aceasta, deoarece poți să cânti la ea clasică. Ca și orice acordeonist la instrumente populare, el trebuie să iasă să cânte un Bach. Noi tot trebuie să dăm o oarecare. Totuși, Uniunea Sovietică ne-a învățat un pic să fim la un rang, la un nivel de... Instrumentul nu poate fi promovat ca fiind curat pentru popular.
pentru folclor. El trebuie să se cânte clasică, să sune, pentru da. Pentru fuziune între pentru stiluri. Chiar și fluierul, domnul din jos, cum a implementat domnul Negur Ion, a implementat clasică la fluier. Adică copiii, dacă chiar și învățau fluierul de la început, clasică, clasică la fluier? Da. Da, puteți da, să da. Ne demonstrați ce înseamnă o clasică la fluier? În 10 secunde măcar. Așa. Extraordinar. Wow, flaut. Hai, da, ai făcut de la diferite. Apropo de fluiere, am înțeles că ați întemeiat și un ansamblu de fluieriști. Păi da, am fost o perioadă în plecați din Chișinău. Mm-hmm. Părinții, soția au fost plecați peste hotare și noi am fost gospodari. Gospodării cu pământul și eu, dacă aveam studii muzicale, să nu mă plictisesc numai cu sapa, știți cum, trebuie să fii gospodar, să faci un pahar de vin. Și am mai făcut un ansamblu de fluierași în cadrul gimnaziului din Ciuciuleni, Răvânul mm-hmm. Pâncești. Am învățat să cânte și la caval, și la ocarină, și fluiere, participam și în diferite concursuri. Am luat chiar titlul model. În, bravo, felicitările noastre. La secția cultură, în anii ce. Noi vă mulțumim că ați venit în dimineața asta la noi. Se vede că noi sunteți oameni cu adevărat talentați, cu adevărat, dar mai important, cu adevărat pasionați de ceea ce faceți, de muzică. Eugen este extrem de pasionat de cobză, asta s-a văzut. Marina cântă cu atâta foc și pasiune, iar Victor se poate transfigura din folclorist în muzician clasic. Noi vă invităm în scena noastră ca să vă mai ascultăm o dată. Cu altă melodie, ce piesă o să fie de această dată? O să fie o melodie dedicată băiatului nostru. Cum se numește băiatul? Cristian. E ziua lui cumva astăzi? Nu, este în martie. Să crească mare, Cristian. Da, da, domnul. Mulțumim frumos. Mulțumim pentru invitație. Prieteni, Marina și Victor Dumbrăveanu și Eugen Straiste Burlac, astăzi la prima oră. El e bucuria mea, a mea și a lui tata, a mea și a lui tata, măi. Fiind viață, cine știe, băiatul meu când va crește, știu va fi om de omenie, că tot neamul așa ne este. Ce-o fiind viață, cine știe, băiatul meu când va crește, știu va fi om de omenie, că tot neamul așa ne este. Alta, Doamne, nu-mi doresc băiețelul să mi-l cresc, băiețelul să mi-l cresc, of, of. El e bucuria mea,
a mea și a lui tata, a mea și a lui tata, măi. Să fie sănătos băiatul mamei și al tatei și al lui nene Eugen.